Bună ziua! Sunteți gata? Stimați cetățeni, stimată presă, vin să fac câteva anunțuri importante din numele fracțiunii Platforma DA. În primul rând, vă amintiți că înainte de anul nou noi am propus să convocăm ședința extraordinară a Parlamentului pe subiectul ce ține de situația cu aeroportul internațional Chișinău. Deoarece era evident că toate aceste tranzacțiile ascunse au adus la faptul că aeroportul a trecut în mâinile unei persoane interpuse, conectate la interesele unui alt stat străin, șantajabil, fost manager Gazpromului și acest lucru evident era clasificat de către Platforma DA și PAS de blocul acum ca periclitarea securității naționale a Republicii Moldova. Cu părere de rău, am văzut că chiar și pe Partidul Democrat, care este pretins pro-european, acest subiect nu l-a interesat. Partidul Democrat, chiar dacă unii deputați atunci s-au revoltat, s-au exprimat nedumerirea, neînțelegerea de acest fapt că aeroportul trece în mâna Federației Rusă, nimeni din ei nu a venit să semneze cererea privind convocarea ședinței extraordinare a Parlamentului. Noi vedem unde sunt vorbe, unde sunt fapte. Cu părere de rău, pericolul pentru securitatea națională, pericolul că acest obiect strategic a nimerit în gestiunea altui stat, cu care noi, Republica Moldova, deseori interese sunt diferite, nu a influențat asupra poziției deputaților de la Partidul Democrat și noi am rămas cu 27 de semnături. Au semnat 26 deputați blocului acum și deputat independent Ion Groza. Regretăm acest lucru, dar totodată credem că cetățenii noștri, populația țării, mai ales cei cu viziunile pro-europene, vor aprecia o justă valoare acest fapt. Acest test Partidul Democrat a picat. Acum noi venim cu altă propunere care în mod normal ar trebui să fie de interesul tuturor formațiunilor politice care se află în Parlamentul Republicii Moldova. Noi cunoaștem, deja acestea sunt țin de interesele social-economice ale cetățenilor, lucrurile care vizează veniturile fiecare persoane din țară și nu doar din țară. Vizează interesele economiei. Situația economică din Republica Moldova devine tot mai alarmantă în condițiile în care o mare parte a populației trăiește la limita subsistenței. Emigrația masivă, cât și imposibilitatea statului de a acorda cetățenilor săi un trai decent acasă, este rezultatul unei politici economice dezastroase. Și noi vedem că în ultima perioadă a urmat și un set de alte măsuri antipopulare, un set de scumpiri care înrăutățesc și mai mult starea economică a cetățenilor. Noi am văzut ce s-a întâmplat cu majorarea tarifelor pentru transportarea pasagerilor. Recent, absolut nejustificat, au fost scumpite carburanțele. Scumpirea a fost una semnificativă, de la 55 de bani pentru un litru de benzină până la 1,10 lei pentru un litru de gaz lichifiat. Și asta în situația când avem un guvern, nu știu cum eu, tehnocrat,
social, nu știu cum se numește acest guvern, și noi vedem aceste scumpiri și auzim că e ok. Eu azi am înțeles că e ok cu scumpiri, că noi nu trăim în comunism. Am așteptat că se spună domnul Chicu că noi nu trăim în socialism. Cu un președinte socialist, cu majoritate socialistă, probabil că dumneavoastră a evitat acest lucru. Pentru dânsul, pentru Igor Dodon, care nu iese din vacanțele de lux, și noi vedem costurile acestor vacanțe, probabil că scumpirea cu 45% călătoriilor în transport public, interurban, sau scumpirea benzinei, motorinii, gazul lichefiat, nu reprezintă nicio problemă. Banii din Bahamas vin regular și acolo nu se fac ajustări cu scumpirile vieții pentru populația Republicii Moldova. Pentru adânci totul e ok. Eu azi am ascultat atent pe tovarășul Chico. Nu știu dacă e ok pentru cetățeni. Deoarece scumpirea transportului a afectat cele mai vulnerabile categorii ale populației. Cine, de regulă, mai mult folosește transportul de pasageri? Circulă mai mult. Studenții, persoanele cu dizabilități. 123.000 de pensionari avem care primesc pensia de dizabilitate. Pensionari ca categorie întreagă, care circulă mai des la medici. Iată care sunt cei care au suferit în urma acestor scumpiri, care au fost operate brusc și fără abordarea complexă a situației. Noi nu propunem idei populiste. Noi după asta am avut discuția foarte consistentă cu companiile de transport. Foarte consistentă. Și am citit și memorandum în care au fost propuse 18, care conține 18 propuneri netarifare, nelegate cu majorarea tarifului sau cu ceva. De ce aceste lucruri nu au fost luate în calcul? De ce nu s-a discutat detaliat situația cu transport ilicit, care din spusele companiilor de transport afectează undeva în măsură de 30%? Veniturile companiilor de transport, adică pierd companiile de transport, pierde statul și până la urmă acum iată pierde și consumatorul, deoarece incapacitatea statului de a combate transportul ilicit contribuie la scumpirea biletelor. Și cei de la transport spun deschis că schemele de transport ilicit sunt creșuite de reprezentanții autorităților statale. ANTA, Ministerul Economiei. De ce nu se discută despre reproiectarea rutelor, despre problemele reutilării autovehiculelor și despre multe alte lucruri, implementarea cărora cumva ar influența asupra nemajorării sau majorării mai lente, mai mici a prețului de călătorie. Și nu brusc cu 45%. De carburanțele am vorbit săptămâna trecută, repet încă o dată. Majorarea prețurilor la combustibil, din punctul nostru de vedere, este un acord de cartel. Nimic nu justifică această majorare și când tovarășul Chicu vorbește despre creșterea accizului, dânsul nu știu de ce uită că două săptămâni în urmă noi am avut o majorare deja. Cu 30, 40, 50 de bani și chiar dacă, așa cum spune dânsul, deși rezervele produselor petroliere, de regulă, petroliștii fac înainte de anul nou în proporția mai mare, știind foarte bine că accizele cresc, dar chiar dacă să credem domnului Chicu, situația cu accizii a fost depășită în două săptămâni în urmă, când prețurile odată au crescut. A doua oară, în situația în care prețurile oațăței au început să scadă, noi așa și n-am înțeles nicio explicație, n-am primit de ce au crescut prețurile. Am văzut că în sfârșit s-a trezit
după 15 ani de somn de moarte, Consiliul Concurenței, care s-a autosesizat pe acest subiect. Dar, pe ansamblu, toate aceste scumpirile, în primul rând, consumă toate plățile sociale care au fost propuse încă de guvernul blocului acum, deoarece acest val în câteva săptămâni este mai mare decât aceste plăți sociale sau, în unele cazuri, comparabil. Și dacă ne mai așteaptă un val de scumpiri, așa cum azi iarăși am înțeles și de la domnul Chico, atunci la ce trebuie să aștepte cetățenii acestei țări? Noi vedem că societatea fierbe, că apar deja pe rețelele de socializare mai multe anunțuri de proteste cu scumpirea carburanților, cu alte lucruri și în prevenirea mai multor revolte sociale, dat fiind faptul că Parlamentul încă se află în perioada de vacanță și sesiunea ordinară a Parlamentului nu poate să înceapă mai devreme decât februarie, mai avem încă aproape 3 săptămâni până la prima ședință ordinară. Fracțiunea Platformă, da, solicită convocarea în regim de urgență a sesiunii extraordinare a Parlamentului cu o durată de 3 ore pentru audierea Ministrului Economiei și Infrastructurii domnului Anatol Usatăi, precum și conducerea ANRE și Consiliul Concurenței pentru, prima, a dezbate situația în domeniul transportării de pasageri în contextul majorării tarifelor la călătoriile cu transportul interurban. 2. A dezbate situația privind activitatea Ministerului Economiei și Infrastructurii la organizarea unor licitații pentru achizițiile publice pentru lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor. 3. A dezbate situația majorării recente a prețurilor la carburanți. Sunt subiecte extrem de importante, subiecte care necesită soluții și care nu pot aștepta mult timp, deoarece este necesar de venit cu soluții, de venit cu măsurile de protecție socială, chiar dacă în situația că acest guvern impotent nu poate cumva influența asupra unor procese economice. Am înțeles că azi o să fie un grup de monitorizare a prețurilor. Săptămânal o să fie monitorizate prețurile, constatările că prețurile cresc. Este o abordare primitivă, este o abordare neprofesionistă. Guvernul trebuie să acționeze, dar în economie de piață, despre care a vorbit azi domnul Chico, principalul organ care trebuie să influențeze, să monitorizeze prețurile sub aspectul înțelegerii de cartel, neînțelegerii de cartel, concurența loială sau neloială, este Consiliul Concurenței. Pentru anumite grupuri de mărfuri, cum ar fi produsele petroliere, pentru asta este ANRE suplimentar. Pentru produsele sociale, la care sunt plafonate marja de rentabilitate, este Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Și cetățenii așteaptă nu constatări și monitorizări, cetățenii așteaptă acțiuni. Și acțiuni care ar asigura veniturile mai mari a populației din Republica Moldova. Dar nu variantele este că cu 20 de bani majorăm ceva și pe urmă în 3 zile totul este spulberat și cresc prețurile și la produsele petroliere, și la transport. Ne vorbim de la produsele alimentare. Am ușit în februarie, martie, iar o să asistăm la creșterea prețurilor la legume și fructe, mai ales la cartofi. Iată de ce. În Republica Parlamentară, nu prezidențială, la noi Republica Parlamentară, eu vreau să amintesc și lui Dodon, și lui Chico, și conducerea Parlamentului, care merge la planiorcă la președintele Dodon. În Republica Parlamentară, Parlamentul trebuie să exercite funcția de control parlamentar
asupra activităților sau inactivităților guvernului. Și atunci când guvernul admite situații nefavorabile pentru populație, Parlamentul trebuie să intervină și să analizeze situația. Dacă anumiți miniștri nu sunt capabili să facă față proceselor social-economice sau facilitează interesele unor cercuri obscure, cum vedem noi în situația cu drumuri, așa miniștri trebuie să plece. Iată de ce noi azi, data aceasta, nu voi colecta întâi 27 de semnături de la blocul acum, dar mă voi adresa la celelalte fracțiuni și, în primul rând, către fracțiunea Partidului Democrat. Mai încercăm, mai facem încă un test, că sunt mulți alegători, pensionari, studenți din Partidul Democrat, care sunt afectați în egală măsură de aceste scumpiri, ca și ceilalți. Și vreau să știu care este poziția Partidului Democrat și deputaților Partidului Democrat și dacă ei azi, mâine, că noi nu avem mult timp, azi, mâine sunt gata să semneze această cerere. Dacă semnează, semnăm și noi cei la 27 și până la sfârșitul săptămânii convocăm ședință, deoarece cererea depusă la Secretariatul Parlamentului urmează să fie în 3 zile examinată și să fie convocată ședință extraordinară. Azi, mâine, vedem care va fi reacția colegilor deputaților, în primul rând, repet, de la Partidul Democrat, și noi o să informăm societatea, populația, să vadă cine totuși și ce dorește, mai ales că Partidul Democrat zice că el se află în opoziție. În opoziție înseamnă că și în opoziție acestor scumpiri trebuia în mod normal. Și cumva să reacționeze la toate aceste scumpiri. Dacă reacționează similar cu ceea ce s-a întâmplat cu aeroportul, atunci facem constatarea că Partidul Democrat a devenit anexa Partidului Socialiștilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă.